Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, ascultarea de Dumnezeu este singura care poate asigura izbăvirea noastră. Nimic altceva nu ne poate garanta această izbăvire. Ascultarea era condiția atât pentru evrei cât și pentru egipteni. Atunci când egiptenii au înțeles avertizarea Domnului și au pus la adăpost vitele și familiile lor, ei au fost salvați. La fel s-a întâmplat și acum. Acei care au acționat împotriva obiceiurilor lor și au urmat recomandările date poporului prin Moise și Aron au scăpat, au fost izbăviți. Cei care nu au ascultat au suportat judecata pe care Dumnezeu a dus o asupra Egiptului și zeilor lui. Cred că este important să reținem acest aspect, pentru că amintirea acestui eveniment este o poruncă a Domnului. Evrei trebuia să țină minte ceea ce făcuse Dumnezeu pentru ei. Deci suntem încă la capitolul 12 din Cartea Exod, la versetul 13. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. S-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Am citit odată o poveste cu privire la acest eveniment. Desigur, ea era fictivă. Nu este ceva scris în scriptură, dar cred că ar putea fi foarte bine o situație reală. În această povestire era vorba despre prietenia a două familii, una de evrei și una de egipteni. Ei erau în relații foarte bune și copiii lor foarte buni prieteni, mai cu seamă două fetițe care erau de aceeași vârstă. În povestire se spune despre familia de evrei că încercau foarte mult să copieze familia egipteană. Urau condiția lor de robi într-o țară străină și voiau să trăiască asemenea stăpânilor lor. Chiar și pe timpul urgiilor, ei nu au vrut să accepte că Dumnezeu era în mijlocul acelor evenimente. Acum, când era această pregătire generală, când era mare forfot în Gosen, familia aceasta nici nu voia să audă despre ceea ce spuneau poporului Moise și Aron. Dar cele două fetițe povesteau împreună despre zvonurile auzite. Au povestit despre miel, despre sângele care trebuia pus la uși, despre îngerul morții. A observat de asemenea că familiile lor nu făceau nicio pregătire. Fetița egipteană a povestit părinților ei ce a discutat cu prietena sa. Chiar și ei văzuseră ce făcuse Dumnezeu în ultima vreme. Așa că au făcut după cum ceruse Dumnezeu. Familia de evrei însă a refuzat cu încăpățânare să asculte de Domnul. Ei nu voiau să se identifice cu frații lor. Ei erau altfel. Dar în cele din urmă, la timpul hotărât, a venit îngerul morții. Semnul lui nu era naționalitatea, nu era condiția socială, nu era limba vorbită, era sângele, era credința. Acesta era consemnul ce a fost încredințat. Familia egipteană crezuse în ceea ce spusese fetița lor, și, spre deosebire de alții, și-au însemnat ușa cu sângele mielului. Și pentru că a făcut acest lucru, pentru că a crezut în puterea lui Dumnezeu, au fost cutiți, au fost izbăviți. În familia evreilor era jale. În familia egiptenilor era jale, dar nu pentru ei. Era jale pentru ceilalți care nu crezuseră, pentru prietenilor. Încă o dată trebuie să spun că izbăvirea nu este o problemă de tradiție sau de obârșie, ci este una de credință și de ascultare de Domnul. Nu întâmplător, Dumnezeu le cere să păstreze mereu via amintirea acestei zile. Ascultați încă o dată și pomenirea acestei zile să o păstrați, să o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului, să o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Timp de șapte zile veți mânca azimi. Din cea din tâi zi veți scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în ziua șaptea va fi nimici din Israel. În ziua din tâi veți avea o adunare de sărbătoare sfântă și în ziua șaptea veți avea o adunare de sărbătoare sfântă să nu faceți nicio muncă în zilele acelea, veți putea numai să pregătiți mâncarea fiecărui îns. Să țineți sărbătoarea zimilor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oștile voastre din țara Egiptului. Să țineți ziua aceea ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. În luna întâi, din a 14-a zi a lunii, seara, să mâncați azim până în seara zilei a 21-a a lunii. Era necesar ca evrei să rețină această zi, ea avea o foarte mare însemnătate pentru ei. Peste veacuri, ea avea deveni cea care va ține vie conștiința lor națională de popor ales al lui Dumnezeu. Atunci când vor avea de înfruntat vremuri dificile, sărbătorirea acestei zile va reaprinde în ei speranța izbăvirii și refacerii. Cred că este necesar ca și noi să ne aducem mai des aminte de ceea ce a făcut Domnul Isus pentru noi, Izbăvirea venită prin jertfa lui pe Golgota are o valoare a cărei estimare nu cred că poate fi făcută cu obiectivitate de noi oamenii. Numai cine înțelege prețul vieții poate să-și formeze o idee despre ceea ce înseamnă jertfa Domnului Isus, Pentru că ea a însemnat viață pentru noi. Moartea lui a însemnat viața noastră. Dar să ne întoarcem puțin la aceste aspecte legate de sărbătoarea pe care trebuia să o țină de ce le spune Dumnezeu să nu mănânce pâine dospită? Ce simbolizează ea? Păi, aluatul era un simbol al răului. Modul în care aluatul acela afectează întreaga dospeală reprezintă modul în care păcatul, odată intrat în viața omului și păstrat acolo, va afecta întreaga lui ființă. În Evanghelia după Matei, la capitolul 13, ne este redată o pildă în care o femeie ia o bucată de aluat pe care o așează în plămă de ala ei. În scurt timp, aceasta dospește și afectează întreaga plămădeală. În acea parabolă, făina reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, în mijlocul căruia se pune aluatul, simbolizând răul aici. În scurtă vreme, cuvântul era alterat. Nici nu este deci de mirare că unii folosesc cuvântul lui Dumnezeu pentru tot felul de învățături înșelătoare. Ei au lăsat aluatul acestei lumi să pătrundă în inimile lor, Pâinea nedospită este, foarte adevărat, nu este foarte gustoasă. Sunt mulți cei cărora nu le place cuvântul lui Dumnezeu, nu vor să-l studieze pentru că spun ei nu are gust. Dar, atunci când nu are gust, dar este curat, aceasta este garanția că suntem în voia lui Dumnezeu. Nu întotdeauna voia lui Dumnezeu este după gustul nostru. Însă, este voia lui Dumnezeu și aceasta garantează viața noastră, izbăvirea noastră. În ceea ce privește celebrarea acestei sărbători pe parcursul timpului, ea a devenit o singură sărbătoare, astfel încât Paștele și sărbătoarea azimilor erau considerată ca una singură. În cea de-a 14-a zi a lunii, începea sărbătoarea pâinii nedospite și ea dura pentru toată săptămâna. În tot timpul acesta, familiilor nu le era îngăduit să păstreze măcar o urmă de aluat în casă. În luna întâi, din a 14-a zi a lunii, seara să mâncați azim până în seara zilei a 21-a a lunii. Tind de șapte zile să nu se găsească aluat în casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită, va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie băștinaș. Să nu mâncați pâine dospită, ci în toate locuințele voastre să mâncați azim. Vedeți cât de categoric este cuvântul lui Dumnezeu. Nici măcar o urmă de aluat, de ce oare? Pentru că Dumnezeu știe cât de lipsit de scrupule este dușmanul nostru satan. El, dacă găsește o mică crăpătură, dacă ușa este întredeschisă, o dă larg la perete și pătrunde în viața noastră fără milă. De aceea, Dumnezeu ne învață să nu admitem compromisul. Să mergem însă mai departe și să ne întoarcem la ziua 14 -a, ziua judecății. Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis, Duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și junghiați paștele. Să luați apoi un mănunc de isop, să-l muiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorul lui să intre în casele voastre ca să vă lovească. De acum trecea timpul pregătirii pentru popor și se apropia ziua în care Dumnezeu va derula ultimul episod al judecății sale asupra Egiptului. Moise dă ultimele instrucțiuni poporului. Ei trebuia să fie foarte atenți la tot ceea ce le spunea Moise, pentru că fiecare detaliu era important. Dar nu numai pentru acum trebuia ei să respecte ceea ce instituia Domnul. Sărbătoarea acestea trebuia să rămână în memoria lor. Motivul? Domnul Isus era vestit prin aceasta. Jerfa lui va fi aceea care va aduce peste viacuri izbăvirea pentru întreaga omenire. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în viac. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce însemnează obiceiul acesta, să răspundeți, este jertfa de Paște în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Și copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aron. Așa au făcut. Dragii mei, de acum timpul pregătirilor era trecut. Acesta era ceasul al 12-lea. Cei care au crezut în ceea ce le spunea Moise și Aron din partea Domnului erau pregătiți pentru întâlnirea cu îngerul. Ei vor vedea îndurarea Domnului. Pentru ceilalți va fi începutul plânsului, scrâșnirea dinților. La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuții din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță, și până la toți întâi născuții ai dobitoacelor. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii și au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. Aceasta era cea din urmă urgie, cea din urmă plagă care se abată supra Egiptului. Diferența este că de această dată nimeni nu a mai putut scăpa dacă nu a îndeplinit cerințele Domnului. Dacă la ultimele trei urgii ținutul gosen a fost ocrotit, de data aceasta nu a mai fost așa. Indiferent că a fost vorba despre evrei sau despre egipteni, oricine nu a crezut în ceea ce spusese Domnul și nu a respectat ceea ce spusese el cu privire la sângele care trebuia pus la ușă, s-a întâlnit cu îngerul morții. Dragii mei, pentru noi oamenii încă mai este timp de pregătire. Oricine nu folosește acest timp pentru a se lăsa curățit în sângele Mântuitorului, în ziua hotărâtă de Dumnezeu, se va întâlni și el cu judecata Domnului. Faraon nu mai era acum doar un martor la țipetele de durere ale poporului. Chiar în casa lui, murise întâiul născut, cel care trebuia să ocupe tronul lui după el. Acum abia era și el convins de faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu al cărui cuvânt se împlinește, pentru că el este Domnul, cel care există prin sine însuși, cel care nu are nevoie de nimeni altcineva pentru a-și împlini lucrările, planurile. Nici nu mai stă faraon pe gânduri și nici nu mai așteaptă măcar dimineața pentru a da ochii cu Moise. În acea noapte trimite după el. Ascultați ce scrie Moise mai târziu. În aceeași noapte, faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis, Sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel. Duceți-vă să slujiți Domnului, cum ați zis. Luați-vă și oile și boii, cum ați zis. Duceți-vă și binecuvântați-mă. Observați că nu mai are faraon tendința de a negocia cu Moise în ceea ce privea plecarea. Până atunci, mereu avea câte o condiție. Fie solicita să plece numai bărbații fără familiile lor, fie numai poporul fără animale. Acum îi scoate așa cum au cerut ei, așa cum le-a spus domnul de fapt. Chiar poporul întreg îi zoreau acum să plece din țară. Egiptenii zoreau poporul și se grăbeau să-i scoată din țară că ziceau, altfel, toți vom pieri. Numai că poporul avea anumite reguli de respectat. Ei așteptaseră momentul acesta cu nerăbdare, dar nu puteau pleca oricum. Poporul și-a luat plămădeala, coca, înainte de a se dospi. Și-au învelit postăvile cu plămădeala în haine și le-au pus pe umeri. Copiii lui Israel au făcut ce spusese Moise și au cerut egiptenilor vase de argint, vase de aur și haine. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înainte egiptenilor, care le-au împlinit cererea și astfel au jefuit pe egipteni. Acesta este felul în care începe plecarea acestui popor. Popor care exista numai prin îndurarea lui Dumnezeu, care supraviețuise unei robii crunte numai prin grija lui Dumnezeu. Acum pleca tot prin grija și intervenția Domnului. Interesant este că nu pleacă singur din Egipt. Foarte mulți oameni s-au luat după ei. Oare din ce motiv? Copiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot în număr de aproape 600.000 de, de oameni care mergeau pe jos, afară de copii. O mulțime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei. Aveau și turme însemnate de oi și boi. Cu plămădeala pe care o luaseră din Egipt și care nu se dospise încă, au făcut turte fără aluat, căci fusese răizgoniți de egipteni fără să mai poată zăbovi și fără să-și amerinde cu ei. Oamenii aceștia care se luaseră după evrei nu erau parte a poporului evreu. Unii dintre ei proveneau din căsătoriile mixte dintre egipteni și evrei. Alții fusese respectatori la ceea ce făcuse Dumnezeu în mijlocul egiptenilor și veneau să vâneze binecuvântări. Spun aceste lucruri pentru că, așa cum o să vedem în cartea numeri, ei sunt sursa multor probleme în mijlocul poporului. Plecarea poporului fusese exact cum o prevăzuse Domnul. Egiptenii speriați i-au scos în grabă din țară pentru că nu mai voiau să aibă de-a face cu ei. Poporul înțelegea de acum că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu și el are toate lucrurile în mâinile lui. Iar zei Egiptului nu îi se pot opune. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre poporul evreu cât de mult a șezut el în Egipt și ce s-a întâmplat acolo. Șederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de 430 de ani. Și după 430 de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului, pentru că atunci i-a scos din țara Egiptului. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului de toți copiii lui Israel și de urmașii lor. 400 de ani a stat poporul în acea robie. În momentul în care veniseră acolo aduși de Iosif, fuseseră numai 70 de persoane. Acum erau peste 600 de mii. Chiar și lucrul acesta este o minune a Domnului. În condițiile în care au fost ținuți, prin greutățile prin care au trecut, se poate spune că numai Dumnezeu a fost cu ei încât au ajuns la acest număr. Să ne amintim numai că la un moment dat, faraon dăduse ordin ca toți copiii de parte bărbătească să fie omorâți. Este deci clar că Dumnezeu a fost cu ei în tot acest timp cât s-au aflat în robie. Dar acum Dumnezeu îi scotea de acolo. De acum le va da o țară lor, țară pe care a promis-o lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Fiecare dintre ei, Dumnezeu i-a făcut această promisiune, a renuit-o și a fost o parte a legământului pe care Dumnezeu l-a încheiat cu ei. Acum Dumnezeu se ținea de promisiune. Dar în același timp, el anunța de acum o promisiune pentru întreaga lume. Prin această eliberare din Egipt, Dumnezeu anunța mare eliberare de păcat. Toate elementele prezentate de Dumnezeu aici nu fac altceva decât să anunțe ceea ce avea să facă Dumnezeu peste viacuri, prin Domnul Isus. Iată de ce este atât de important să privim cu atenție la ceea ce a făcut Dumnezeu atunci cu poporul evreu. Deocamdată această sărbătoare era numai pentru ei, dar curând ea va fi pentru noi toți. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron: Iată porunca privitoare la Paște. Niciun străin să nu mănânce din ele. Să tai împrejur pe orice rob cumpărat cu bani și apoi să mănânce din ele. Veneticul și simbriașul să nu mănânce. Să nu le mănânce decât într-o singură casă. Să nu luați deloc carne afară din casă și să nu zdrobiți niciun os. Toată adunarea lui Israel să facă paștele. Dacă un străin care va locui cu tine va vrea să facă paștele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui, va trebui în prejur. Apoi se va apropia să le facă și va fi ca și băștinașul. Dar niciun în prejur să nu mănânce din ele. Aceeași lege va fi pentru băștinaș ca și pentru străinul care vă locui în mijlocul vostru. Toți copiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnul lui Moise și lui Aron. Așa au făcut. Pentru că au făcut așa cum zisese Domnul, Dumnezeu își împlinește promisiunea față de ei. Ascultați mai! Și chiar în ziua aceea, Domnul a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel după oștile lor. De mult să evreii la această zi. Adesea au ajuns deznădăjduiți, descurajați și nu știau dacă nu cumva Dumnezeu uitase de ei și de promisiunile pe care le făcuse strămoșilor lor. Dar iată că venise vremea. Vedeți, Dumnezeu are timpul său în care acționează. Credința mea este că acesta este întotdeauna cel mai bun timp nu când vrem noi, nu când ni se par nouă cele mai bune circumstanțe. De ce este cel mai bun? Este cel mai bun pentru că Dumnezeu este cel care are controlul asupra tuturor evenimentelor. Nimeni nu cunoaște lucrurile mai bine ca el, nimeni nu cunoaște inimile oamenilor mai bine ca el. Apoi, Dumnezeu nu este dependent de timp. El este în afara timpului. Ceea ce pentru noi reprezintă o succesiune liniară de evenimente, pentru Dumnezeu sunt întâmplări deja cunoscute. Iată de ce cred că Dumnezeu are întotdeauna cel mai bun timp de acțiune. Niciodată prea târziu, niciodată prea devreme. Acum, dragi prieteni, dacă privim puțin înapoi la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru a scoate pe evrei din Egipt, s-ar putea să avem impresia că este puțin cam crud tratamentul pe care Dumnezeu l-a aplicat egiptenilor. Dar este oare? Cred că este bine folosit cuvântul impresie pentru că este punctul nostru de vedere. Iar în punctul nostru de vedere nu își găsesc locul termen ca păcat și judecată. Dumnezeu a judecat pe egipteni prin acele urgii. Ei păcătuiseră, meritau pedepsa. Să nu uităm că de fiecare dată Dumnezeu a oferit șansa izbăvirii. Dragii mei, nici nouă nu ne place să recunoaștem că păcătuim. Găsim termeni care să substituie acest lucru. Nu ne place să recunoaștem că este vorba despre păcat, pentru că el implică judecate. Dar dragii mei, trebuie să înțelegem că fără izbăvire suntem sub puterea judecății. Orice nu s-ar întâmpla lucruri mai rele decât cele ce s-au întâmplat egitenilor, le merităm din plin. Toate acestea sunt meritate de noi. Deci, nu este vorba despre faptul că Dumnezeu ne judecă sau nu, noi suntem sub judecate. Iar, dacă nu acceptăm izbăvirea, nu vom putea ieși din puterea ei să acceptăm deci ceea ce domnul ne oferă așa cum domnul le a oferit evreilor paștele nouă tuturor ni l-a oferit pe domnul Isus Hristos paștele nostru se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transold Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.